marketing, acel lucru care ne face mereu să strâmbăm din nas, acea entitate maletică pe care unii o consideră fi necesară pentru a putea vinde un joc video. Dar nu este, în niciun caz nu este, iar în acest top veți vedea de ce. În top 7... Cum adică să nu fie necesar marketingul? Doar nu ești comunist cumva, nu? Ala naiba, nu tu. De aproape, marketing. Mă ocup de marketing. Oriunde, oricând, oricum. Și prin marketing, acesta este top 7 cuvinte de marketing. Un top dedicat acelor expresii, cuvinte, buzzwords, marketing synaptic triggers, dacă vreți să le spunem așa, ce garantat vă vor face să cumpărați un joc. Știm asta după teste îndelungate ce au implicat electrozi, creier și în niciun caz subiecte de testare care încercau cu disperare să scape pentru că au fost răpite și li s-au băgat electrozi în creier. Astea-s doar zvonuri pornite de comuniști sau ceva. Top 7 cuvinte de marketing. Să începem! Locul 7. Second screen. Imaginează-ți un joc, dar pe care îl poți juca pe două ecrane și nu chestia aia cum e Infinity sau Surround Vision sau cine mai știe ce gugumănie care nu prea are mult sens decât dacă vinzi o placă video, ci second screen, adică să poți juca un joc dintr-o perspectivă cu totul diferită folosind o tabletă sau un telefon mobil. Ce ar putea fi mai grozav ca asta? Adică nu e de parcă abia dacă am fi avut suficient conținut pentru un singur joc, dar barem pentru două, și al doilea clar va fi o tâmpenie atât de grosolan făcută încât te întreb dacă nu cumva cei care l-au construit erau cumva drogați în sensul că dormeau în timp ce lucrau la el. În niciun caz! Sunt chiar jocuri grozave pe second screen, adică uitați-vă doar la ce gameplay engaging avea Kenway Split de la Black Flag. Acela putea fi un joc de sine stătător cu microtransacții. Și chiar a fost! Iar oricine spune că Kenway Split nu a fost un joc bun, că a fost ca un fel de Farmville dacă ar fi fost proiectat de o marmotă beată, este clar un securist. Locul 6. Visceral. Cum mai poți juca un joc de acțiune dacă nu este visceral? Serios, chiar nu știu cum mai putea. Doar când un joc este visceral, îți dai seama exact cât de visceral poate fi cu adevărat un joc de acțiune. Imaginează-ți doar cum ar fi un joc de acțiune care nu ar fi visceral. E ca și cum ai încerca să-ți imaginezi cum ar fi oceanul fără acele pete imense de petrol care ajută la vindecarea ecosistemului din cauza daunelor provocate de plancton. Da, planctonul este foarte negativ pentru mediu. Planctonul trebuie distrus și înlocuit cu petrol. De aceea avem nevoie de visceral în jocuri. Pentru că dacă un joc nu ar mai fi visceral, cum ai mai ști dacă este un joc de acțiune bun sau nu? Dacă acțiunea este sau nu visceral? Și dacă vă întrebați ce naiba înseamnă visceral, având în vedere că adesea nici una din definițiile sale nu se prea potrivește cu jocurile pe care le descrie, atunci ești un nazist! Locul 5. Social! Oare cum mai poate trăi lumea acum într-un mediu în care jocurile nu sunt social? Adică un joc pe care tu îl joci de unul singur stând pe canapea sau la birou sau undeva doar pentru tine? Ce fel de monstru egoist ești? Totul trebuie să fie acum social, doar trăim în social media. Avem Twitter, avem Twitter, avem Tumblr, avem Fumblr, avem Facebook, avem Facebook, avem MySpace chiar. De aceea toate jocurile acum trebuie să fie social, ca să se folosească din plin de social media. În special pentru a trimite altor oameni mesaje precum: hei,
Joc acum chestia asta, cumpăr-o și tu, serios, e grozav. Nu neapărat trebuie să spui tu asta, jocul o poate face din partea ta și cam o face automat pentru că ai dat agree la asta atunci când l-ai instalat. Dar așa ne asigurăm că indiferent cât de antisocial ești tu, monstrul egoist ce ești, jocul va compensa și te va face să pari ca o persoană sociabilă și un membru drept al acestei comunități umane pe care o numim o cireadă care trebuie exploatată, rasa umană! Da, rasa umană cu oameni care nu sunt ca tine, monstru antisocial ce ești. Locul 4. Cinematic. Toată lumea adoră filmele, cum să nu ador filmele, adică sunt grozave, cum ar fi Transformers 4 sau Teenage Mutant Ninja Turtles sau cum putem să uităm capodopere superbe precum Robocop, ăsta nou, nu ca prostia aia veche de vedeai cu siguranță că le este doar un om într-un costum, adică n-avea niciun pic de crom sau CGI pe el, era de-a dreptul hilar să vezi robotul ăla mare cum se mișca în cadre, nu că ar conta cadrele pe secundă. Sunt doar un număr care nu trebuie luat în considerare atunci când este 30 sau mai puțin pe consolele noi. Și pentru că toată lumea adoră filmele, de ce să nu poți să joci un film? Să fii chiar tu în rolul principal? Sau măcar să fii tu în primul scaun din fața ecranului fix cu nasul lipit de ecran ca să poți să trăiești pe cât de viu se poate experiența asta de a fi în fața unui ecran uitându-te la o poveste în timp ce ai un controller sau un mouse în mână și apeși cu disperare pe butoane încercând să faci ceva să se întâmple în joc. Pentru că nu poți, este un film, trebuie să-l simți vizual și auditiv și în suflet și în spirit. Și dacă încep să comentez că de ce nu poate fi jocul, joc mai întâi și apoi să aibă elemente care din el să fie formate, să creeze un fel de experiență oarecum pseudo-cinematică în loc să faci ceva atât de interactiv încât poate fi confundat cu un film, tu ești motivul pentru care Ebola a reapărut în lume. Locul 3. Streamlined și accessible. Hai să fim serioși, jocurile din momentul actual sau din trecut sau de oricând sunt prea complicate. Adică să apeși W pentru a merge în față, ho-ho, mai încet profesore, n-are toată lumea timp să facă cursuri noaptea la facultate ca să învețe cum să joace un singur joc. De aceea trebuie ținute toate la un nivel de înțelegere ceva mai accesibil, ceva mai streamlined, ceva care să fie tangibil pentru absolut toată lumea. Nu contează dacă în esență transformi un joc făcut pentru oameni care știau măcar cum să numere pe degete în ceva ce poate fi jucat de un troglodit subteran care nu are nici măcar habar de ce parte se ține o furculiță sau ce este o furculiță. Și că pentru a face asta trebuie să scoți din joc absolut tot ce l-a făcut inedit, interesant, unic sau în vreun fel joc. Trebuie ca totul să fie streamlined, pentru că altfel n-ar mai crește piața. Ne-am blocat la acel număr din timp de vreun 1,2,3 de jucători pe care avem și care vor fi din ce în ce mai entitled să ceară jocuri mai bune, în loc să relansăm chestia de anul trecut cu numele schimbat. De aceea streamlining este ceva esențial pentru dezvoltarea industriei jocurilor. Totul trebuie streamlined, spre exemplu Tetris. De ce trebuie să fie atât de multe forme? De ce nu poate să fie fiecare piesă lungă cât tot ecranul, înaltă cât jumătate și să nu poată fi întoarsă? Gândiți-vă cât de accesibil ar fi atunci jocul, până și pisicile l-ar putea juca. De aceea este foarte recomandabil să faci ușor accesibil și butonul de cumpărat mai multe piese. Și dacă accidental îl va apăsa o pisică de vreo 1000 de ori, toată lumea câștigă. Locul 2. AAA. Știi bine ce înseamnă AAA, nu? Dacă nu știi ce înseamnă AAA, de la ce vine AAA, atunci clar, ești de fapt
cancerul deghizat. Triple A este semnul de garanție că un joc este excesiv de supercalifragilisticexpialidoce de grozav. Este literalmente cel mai bun joc ce poate fi făcut vreodată. Nu este o tâmpenie ca acele jocuri indie sau acele jocuri care au bugete sub 10 infinite de miliarde de dolari. Nu, niciun caz. Este un joc AAA și dacă este un joc AAA, știi că va fi grozav, că va fi excesiv de supercalifragilistic expialidoce de superlativ de incredibil și că absolut nimic nu poate rivaliza cu AAA. AAA este totul. Fără AAA, unde ar fi industria acum? Într-o oază de creativitate la care oricine ar putea să facă un joc cu un buget mic fără să fie strivit în picioare în termen de marketing de entități gargantuane care se bazează pe ideea că vor cumpăra tot spațiul din magazine pentru a-și putea vinde produsul, pentru că altfel, dacă ar fi orice fel de competiție, nu s-ar vinde de niciun fel. Adică AAA este grozav. AAA este totul. Locul întâi. Compelling. Cele mai bune jocuri din lume sunt cu adevărat compelling. Nu poți nega că sunt compelling. Spune și pe GameSpot că sunt compelling. De ce nu mă crezi când îți spun că jocurile sunt compelling? Nu contează că habar nu mai ai acum ce înseamnă compelling, fiindcă este folosit pentru a descrie jocuri care nu sunt în niciun fel interesante sau care să te atragă să le termini. De fapt, dacă nu înțelegi ce înseamnă acum compelling, atunci clar, tu ești Hitler. Literalmente Hitler. Ai putea fi de fapt Hitler deghizat ca Stalin. Din cauza ta, dinozaurii au murit. De fapt, nu, a fost un lucru bun asta, nu. Din cauza ta a fost anulat Firefly. Nu, stai, asta a fost vina mea. Din cauza ta s-a produs 11 septembrie, clar. Dacă tu nu înțelegi ce înseamnă compelling, totul este vina ta. Compelling este când un joc este cu adevărat și fără niciun fel de reținere. Compelling! Se explică de la sine, dar unii văd că nu înțeleg, fiindcă sunt în mod clar malefici. Astfel se încheie acest top dedicat marketingului. Mențiuni speciale sunt acordate lui Open World, Emergent, Next Gen, The Cloud, Hardcore, Retro, Innovative, The Definitive Version, Mature, Adult, Genre Defining și Acclaimed, care sunt și ele cuvinte de marketing grozave. Și desigur, lui Peter Molyneux, care în sine este un cuvânt de marketing care face marketing mai departe. Este ca un fel de generator de marketing, un adevărat idol. Iar înainte de a pleca, cred că ar trebui să-ți conectezi la loc microfonul. Deci am vorbit degeaba un sfert de oră. Roza!